Gândacul galben, tu ești, da, da? Te-am văzut la ziar. Jesus, ce loseri. Auză și pe ăsta. Benzile astea de ghidaj sunt pentru proști. Altul, iau-te. Uite-i pe ăștia cum fac dreapta, frățioare. Singurul care face dreapta corect. Singurul, frate. Băiatul ăsta cu Skoda. În rest, nu mai pârliți. Hai și noi. Facem o cruce înainte să intrăm în intersecția asta, că e prea mulți proști aici, pe metru pătrat. Uite semaforul acolo. Ce ai, mă, băiatule? Da, e frumos acolo, parcat, că te doare capul. Da, e semaforul acolo și e semaforul acolo. Roșu și verde. Nu înțeleg de ce e atât de greu. E complicată viața. Acu și-ai verde. Trebuie să mă dau din fața lui, ești nebun? Ding, ding. E roșu. Sens unic. E complicat pentru tine. E sens unic aici. E roșu. Păi... Da, în mijlocul drumului. Bineînțeles că te duci pe roșu, că atâta te duce capul. De ce ai blocat intersecția? Ai blocat aiurea intersecția degeaba, măcar mergi dacă tot faci ceva. Cu așa cu, te uiți la mine ca și cum sunt ultimul plebian. Ai un băț magic lângă volan. Lângă volan aveți un băț care spune celorlalți ce vreți să faceți. Bine ar fi să-l și folosiți, că mi-e mult mai ușor așa. Mamă, cum s-a dus ăsta? Ok. N-am venit să te cer, am depășit. Doamne, ce idiotă! Cred că glumești. De ce mă claxonezi? E roșu pentru stânga. Ești prea prost! Ești prea prost pentru planeta asta! Du-te la Galați, la Moldova ta, înapoi! Doamne ferește! Prost ăsta cu Ivov se ducea peste Duster. Stai pe telefon! Stai liniștit, mersi mult de tot! Ce e, o țeavă de cupru? Ai, în spate? am înțeles. A, ce stres, băiatul meu. Ce spoiler are băiatul ăsta? No way! Salut! Da. Băi, deci am râs în bab. Asta e și ideea, sincer.
Dracu! Stai! Nu cred! E prin a 3D? Nu, la de pe șei ceva. Pe bune? 7 lei. N-ai cum! Deci, practic, asta ce aud e că nu mă pricelă. Acum e RS5. Salut! E Crăciunul, trebuie să aprindem luminițele. De ce? Nu ai luminile aprinse. Da. Băi, nu știu când să le aprind, pe la ce oră. Te regulă pe 25 decembrie. Care chestiile în față, nu știu când. Păi și astea care sunt aprinse, LED-urile, pentru ce mai sunt acum? A, da, ai daytime running light? Ai, ok, da. Atunci doar alea și seara, la lăsarea serii, trebuie să aprinzi luminile. Păi și asta zic, că nu știu la ce oră se iau cam... Păi când e întuneric, uite, toată lumea are luminițe. Păi zic, că să mai stau sau să mai stau, de asta nu știu cum după aia. Eu zic să le dai drumul, e ok. Bună! FBI, open up! Mulțumesc mult! A venit Crăciunul, trebuie să aprinzi luminițele! Da, trebuie să aprinzi luminițele, că a venit Crăciunul! Câți cai ai, bă? 50! Am 550 de cai, am zis că ai mai mult, făceam o linie. No. Câți cai ai pe asta, mă? Câți cai ai pe asta, mă? Câți cai ai pe asta, mă? Nu știu, mă. De ce? Câți cai are asta, mă? Hă? Are de te face. Și uite-l pe tătăiță. Să se bagă peste mine. Doamne ferește, cu nebunii tăi! A ajuns și departe, adevărul că n-am. L-am încurcat. Bravo! Ești primul! Loseri! Ce uite-l pe ăsta? Ce faci, buiuț? E roșu și pentru tine. Ratatule! Cu plăcere! E prioritatea dumneavoastră, domnul. E, mai contează roșu. Nu mai contează. Roșu înseamnă că poți trece. V-a căzut țigara? A? Zic, v-a căzut țigara? Ce motive proaste! Ding, ding! E verde! Sau nu? Bicicliștii care stau și pur și simplu nu stă atenți la semafor, ce faci? Claxonezi? Ce a fost asta? Spuneți-mi și mie. În care puteai să traversești tu pe lângă, să poți să-ți dau prioritate. Tot el se uită ură la mine. A luat bonusul. Pe ăsta ce bad boy este el cu mașina, pe contrasens, pe linie continuă. Și fac pariu că la următoarea intersecție îl ajung din urmă. Hai! Cu mare plăcere! Uite-l mai în față. Și am mers cu 50, legal.
Banda e obligatoriu la dreapta. Banda e obligatoriu la dreapta, da, da, da. Aia de stânga e înainte și la stânga. Cea pe care mergi tu e la dreapta obligatoriu. Da, hai, uite. Nu mai, hai că mă țin după tine. Nu, dar de ce nu o lași aici? Las-o aici. Fratele meu, ascultă-mă, sensul ăsta e obligatoriu la dreapta prima bandă, a doua este stânga și în față. Hai acolo. Da, frățioare, obligatoriu la dreapta, trebuie să faci dreapta și eu sunt obligatoriu înainte și la stânga. Te-ai băgat peste ăla cu Fabia și după aia te-ai băgat și peste mine. Nu ți-ai zis cu răutate, să știi, iartă-mă că dau cu mănușa, dar nu mai mă dă. Asta, mergi mai încet. Îmi ești dator cu o bere, să știi. Da? Da? Chiar îți urez seara bună, sincer. Numai bine, salut. Trei lucruri am învățat din povestea asta. 1. Toată lumea greșește, aici mă includ. 2. Nu mai merge stare în localitate, frate, pentru că în orice moment se poate schimba viața voastră, mai ales în apropierea trecerilor de pietoni sau în zonele unde sunt oameni, și chiar și așa se poate schimba viața ta, pentru că intri într-o altă mașină. Și 3. Atitudinea face totul. Sincer, atitudinea e cea care contează. Aveți prioritate. Nici o problemă. Dumneavoastră nu trebuie, dar șoferul din față, da. Ce drăguț. Un tată cu fiica pe stradă cu bicicleta. Ar trebui să fie normalitate lucrul ăsta, dar... Ce drăguț. Și periculos în același timp. Vă dați seama dacă ar fi infrastructură de biciclete în București, că lumea chiar ar merge cu bicicleta, și am spus asta de fiecare dată. Faceți piste de biciclete, primarii lupește, că lumea merge pe bicicletă, dar n-ai unde. Bine ați venit în lumea de dincolo, Germania! Deci eu aici vreau să stau, că mă duc înainte. Dar totuși omul ăsta face să mă simt prost că nu mă împac printre mașini. Mulțumesc mult! Mulțumesc! Mersi! Vedeți? Eu vreau să stau în coloană, dar nu se poate. Toată lumea se dă la o parte, să trec eu. Deși eu nu vreau asta, să știți. Mulțumesc mult! E ok, mulțumesc mult! Mai sunt și șoferi de treabă. Mulțumesc mult! Îți mulțumesc. Ești de treabă. Bagă-te. Am crezut că vine. I-am ținut locul, sincer. Că puteam să mă bag între Fabia și mașinile parcate. Uite un șofer care știe să depășească. A trecut aproape pe banda cealaltă ca să mă depășească, să nu mă incomodeze. E un taximetrist care semnalizează. Dar vă rog, domnule, poftiți. Cu cea mai mare plăcere. Este incredibil un taximetrist care semnalizează. E așa ceva rar întâlnește în București, credeți-mă. Mulțumesc mult! Mulțumesc! Să-ți dea Dumnezeu sănătate! Și măiculița Domnului! Mulțumesc! Mulțumesc mult! Mulțumesc! Ține-te bine, că mergem cu 40.
Și un lucru pe care nu pot să-l transpun prin ecranul telefoanelor sau nu știu la ce vă uitați voi, este mirosul de noxe. Miroase aici diesel de la împuțit, infect. Și vine să-mi comenteze mie popleacă din satul din colț. Mulțumesc mult. Nu ai voie, frate, pentru mașini, ești nebun? Nu! Mersi mult. Nu ai voie, stai în coloană. Stai în coloană, auzi?